incredibil de gustoși, de crocanți, de delicioși, senzațional, nu alta. Îți sar capacele. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai trimis burăței la tine în bucătărie, zburăței ăștia dau dependență. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la zburăței, tare am să-i fac pe ei. Dragii mei pofticioși, o rețetă veche, tradițional moldovenească, ce se făcea odinioară. Și da, n-am aici să mă fac praf și pulbere, am aici un coniac de casă cu un degetar ceva mai dublu. Și am să pun nițel, vreo 50 de mililitri. Uite așa, cam atât. Pentru că rețeta aceasta se face cu coniac. Și, de fapt, dacă n-ai coniac, poți să pui orice altă tărie. Mai puțin țuică de tescovină, de pufoaică și de seclă. În rest, merge cu orice. Da. Dragii mei pofticioși, o să vă împărtășesc în această rețetă și secretul la de ce se pune alcool la aluat. Care-i marea șmecherie? Hai, ne vedem curând. Ingredientele ce le-am aici, puține la număr, le găsiți acolo jos în descriere. Acum am să mă apuc de băut, mă apuc de gătit. Hai, stai un pic să scap de sticlă și să prind puțin curaj. O idee. Gata, am revenit. Puțin că am abătut, dar am revenit. Haideți, dragilor, să gătim. Bun. Mare lucru nu e de făcut. Mișcarea e cât se poate de simplă. Și anume, iau așa, le dau deoparte, pun și un bol alături de mine, ia ca ăsta. În bol am să pun 200 de grame de făină de la tata Petrică. Adică n-are sens să te complici prea mult cu făinurile. Pun aici, 2 ouă întregi, 2 grame de sare. Eu am aici sare groasă de asta, neiodată. Așa spunea odinioară. Pun și eu. Un pliculeț de zahăr vanilat, dacă ai. Dacă n-ai, nu pui. Pun aici. Și să zic că am 40-50 ml de coniac, vin ars, whisky, vodka, țuică, dar o leac mai bun de aia, de cais, de prună, dar de calitate și tot așa. Hai, pun și alcoolul și se amestecă totul. Până când devine un aluat potrivit pentru zburăței, minciunele, prăjițele, cum vrei tu să le spui. Uite așa. Curând am să spun și secretul. Stai lângă mine ca ai să afli de ce se pune alcool la aluaturi. Sau mai bine spus, de ce se folosește alcoolul în patiserie. Ia că ăsta e. Nu e nimic complicat, doar aburi de alcool în bucătărie și cam asta e șmecheria. Ține soțul la distanță, că e nasol. Și după cum vedeți, dragii mei, se mai reglează și din făină. Da, iei și pui făină fără nicio problemă, că s-ar putea să fie ouăle prea mari, prea mici și s-ar putea să mai fie nevoie de lichid sau s-ar putea să mai fie nevoie de parte uscată. Așa că, în cazul meu, ouăle cred că se încadrau la mărimea XL și L. Și dacă am fost lichid în surplus, drept urmare am mai pus făină. Pune după ochi, n-are importanță. Am să-ți arăt exact cum trebuie să arate aluatul, să știi și tu ce ai de făcut. Așa că frământă-l bine, ca și cum ai face paste. Câteva momente mai încolo. Dragii mei, iacă-te, ăsta e aluatul. Asta e consistența ce trebuie să urmărești. Să fie un aluat aproape vârtos, să zic așa. Sau mai bine spus, mai tărișor. Nu rămâne altceva de făcut decât să-l las să se odinească. Și cum fac asta? Am să iau să-l acopăr cu celălalt bol și, dragilor, îl duc la rece pentru 15, chiar 20 de minute. Să stea să se odihnească. După 20 de minute. Și gata, dragii mei, s-a relaxat suficient. Acum, ia că te ce fac. Am aici puțină făină, pun pe blat, pun aluatul, încă puțină făină și dau drumul la treabă. Am să-l repart o dată în jumătate. Cam așa zic eu că e suficient. Formez mici turtițe. Am să iau aluatul așa și am să-l fac până la urmă biluțe, ca să iasă toate de aceeași dimensiune. Uite așa, pur și simplu îl împing cu degetul cel mare și strâng și a ieșit biluță. Cam asta e. Ia câte, dragilor, astea-s biluțele ce urmează a face din ele zburăței. Le dau deoparte și acum iau și le desfac. Cum le desfac? Ei bine așa, cu sucitorul mai bătrân ca mine. Uite, le întinzi bine foaie, ca o lipie. Ia câte cât de finuță trebuie să fie și în felul acesta vei proceda cu toate. Le pun deocamdată aici, le fac pe toate, le formez pe toate, după care am să-ți arăt ce urmează să facem cu ele. Hai, ne vedem când sunt toate turticile astea gata făcute. Dragii mei pofticioși,
Ia câtele. Le-am făcut exact așa cum am spus. Cum am vrut să iasă. Acum ce rămâne de făcut decât, uite, le pun așa pe mijloc, iau cuțitul și le fac niște frânjulițe. Le tai, uite așa, cu grijă, sunt foarte subțiri. Uite, în genul acesta. Dai deoparte și continui și așa procedez cu toate. Practic am să le mut dintr-o parte în cealaltă. Hai, următoarea etapă. O leacă mai încolo decât 3 minute. Și dragii mei, să înceapă treaba. Am aici un litru de ulei, îl pun frumos în crateța mea de fontă, cu gura largă, ulei pentru prăjit de floarea soarelui și am să-l las să se încingă. Iar când se încinge, stai să vezi ce urmează. Și iată, dragilor, ce urmează. Uleiul este aproape încins, iau frumos coada de la o lingură de lemn, am aici turtița mea și am să pun unul da, unul nu, unul da, unul nu și tot așa. Iată, se poate vedea, da? Un mic steguleț și imediat ce e încins, hai să vezi cum procedez cu el. Adică, exact acum. Am să le iau frumos, pun vârful, uite așa, și învârt. Învârt până când începe să se prăjească. O să vezi că începe să înflorească cât de curând. Uite-l ce frumos sfârie. Se vede, da? Și în felul acesta se face ca un fel de cuibușor de pasăre. Pregătesc și unde să-l scot. Îl întorci dacă e cazul, mai învârți puțin, uite ce frumos arată. Pregătești următorul. Tot așa. Unul da, unul nu. Unul da, unul nu. Și aici una, una. La fel. Lașezi pe fundul tigăii și învârți. Și tot așa până când îi ai gata pe toți. Sau îi dai gata pe toți. Ia uite ce frumos arată. Trei ajung. Nu-i grăbim, nu-i accelerăm, ci-i prăjim. Iar dacă te întrebai ce se întâmplă cu acel coniac, de ce l-am pus, ei bine, două motive. Unu, prăjezește aluatul și îl face cât mai maleabil, se poate întinde de numai fără să se rupă. Și doi, în momentul în care pui alcool la aluat, ei bine, dragi pofticioși, secretul patiserului e următorul. Nu absoarbe atât de mult ulei și nu devine prea greu preparatul când îl consumi. Da, absoarbe ulei atât cât îi trebuie pentru prăjire și nimic mai mult. Unde se poate întoarce, întoarcem, să se prăjească bine. Și da, deși uleiul e încins, se poate vedea că totul e sub control. Nu face foarte mulți bulbuci, nu stropește, nu nimic, ci e calm focul de numai. Practic prăjește și atât, fără să absorbă foarte mult ulei. Am să-l las undeva la vreo 3-4 minute să devină așa ușor aurii, după care am să le scot să se scurgă și să le mai pun ce trebuie, la final. După 3 minute. Ia că te le scot și afară. Sunt așa cum am spus, ușor aurii. Și continui cu restul până când le prăjesc pe toate. Una da, una nu. Una da, una nu și una nu. Fii atent. Și învârtim și uite ce frumos se expandează. O leacă mai încolo decât 3 minute. Și gata, dragii mei, am scos-o pe ultima. Ia uite aici și fii atent tu ce grămadă de zburăței am făcut. Am să opresc focul și ne pregătim de marea degustare. Dar nu înainte de a le da pe deasupra cu ce trebuie. Vezi imediat. Și te-ai prins că fără zahăr pudră pe deasupra parcă n-are sens. Și am un zahăr pudră vanilat, exact cum trebuie. Și am să pun așa pe ele. Cei mici te asigur că le vor adora la propriu și la figurat. Și continui să clădesc bunătate de zburăței. Uite așa. Dragii mei pofticioși, iată, am făcut o rețetă moldovenească de zile mari. O rețetă ce se făcea tradițional la nunți, la petreceri, la sărbători, oricând era nevoie. Și da, pe lângă faptul că sunt voluminoși, aspectoși și arată într-un fel nemaipomenit, sunt delicioși de numai. Iar acum am să gust alături de voi să vedeți cum fac acest burăței, că nu degeaba zboară creierii când mănânci burăței. Haideți, dragilor, să vedem cum au ieșit minunații noștri zburăței. Hai, ia-uzi! Wow! Incredibil de gustoși, de crocanți, de delicioși. Nu sunt deloc uleioși, exact cum am spus. Alcoolul a ținut departe uleiul și da, s-au făcut exact cum trebuie. Senzațional, nu alta. Crocanți de numa. Îți sar capacele. Zburăției ăștia dau dependență. Dragii mei, știți cum sunt? Ca niște grugoși crocante. Atât de bune, atât de gustoase încât n-am mâncat, aș putea spune niciodată, au ieșit senzaționale, crocante, delicioase, aromate, parfumate, exact cum trebuie. Dragii mei, ce să vă mai spun? Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că mă urmăriți până la final.
pe canalul de YouTube, pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, când dați cu like, cu share, cu comentarii, cu tot ce faceți voi, eu vă mulțumesc. Altfel, n-aș fi ajuns aici. Așa că până data viitoare, când ne vor revedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi fământ de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătăți. Eu l-am luat pe Constantin și pe cei mici ai mei, împreună cu draga mea soție, și am înfulecat burății până ne luăm zborul. Hai, te-am pupat, te-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Pa, pa și toate cele bune!